Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero, a dezvăluit în cadrul unei vizite de lucru la DEVA pentru Hunedoara 1 TV câteva dintre proiectele aflate în desfășurare pentru tineri, dar și pentru cuplurile care nu pot avea copii sau femeile care au sarcini cu probleme. Avem în curs de realizare Startup Family, de asemenea Student Invest, sunt proiecte cu finanțare pentru cei care doresc să devină antreprenori sau cei care doresc, referitor la Startup Family, cei care doresc să aibă parte de o susținere pentru casa lor și pentru familie în egală măsură. De asemenea, proiecte pentru familii, inclusiv cei tineri, pentru că acest proiect se adresează femeilor cu vârste între 20 și 45 de ani, cuplurile de tineri care nu pot să aibă copii pe cale naturală sunt susținuți printr-o finanțare de 15.000 de lei pentru a face procedurile pentru inseminare vitro. Și avem multe alte proiecte, proiectul Materna, proiect prin care susținem femeile însărcinate să beneficieze de un sprijin financiar, în special cele care au o sarcină delicată, pentru a-și deconta anumite analize medicale. De asemenea, un alt proiect dedicat elevilor și tinerilor 10-17 ani, cei care au probleme cu dantura, deci prin acest sprijin financiar susținem realizarea acelor proteze dentare și multe alte proiecte, inclusiv unul foarte interesant. Finanțăm fiecare proiect care este considerat eligibil cu o sumă de 50.000 de lei, deci în total vor fi 60 de proiecte. Cele mai bune 60 de idei pot să reprezinte politicile de anul viitor pe care Ministerul să le întreprindă. Adică suntem deschiși pentru politici venite și din partea cetățenilor, tinerilor care doresc să facă mai mult pentru semenii lor.